Rebelii Houthi au dat o replică Israelului la doar câteva ore după ce acesta a distrus aproape în totalitate un port strategic din Yemen. Armata israeliană este însă în continuare în alertă, întrucât este anticipat un nou atac. Rebelii Houthi s-au lăudat cu lansarea unui număr nespecificat de rachete balistice asupra orașului israelian Eilat din sudul Israelului. Atacul a venit ca răspuns la distrugerea portului Al-Hudaidah din vestul Yemenului, controlat de rebeli. Potrivit Israelului, atacul Houthi nu a cauzat pagube, fiind respins ușor. Între timp, armata israeliană a dat publicității imagini din timpul atacului. Aviația israeliană a vizat depozitele de combustibil, rețeaua electrică și macaralele. Scurt timp după aceea, întreg portul a fost înghițit de o bilă uriașă de foc, iar rebelii Houthi au raportat 3 morți. Aule. La 24 de ore de la atac, ce mai rămăsese din portul Al-Hudaidah încă ardea. Atacul a fost efectuat de Israel fără implicarea Statelor Unite, deși în prealabil atât partea americană cât și restul aliaților săi din regiune au fost informați că urma să aibă loc un atac. Bombardamentul efectuat de Israel a venit ca răspuns la un atac cu dronă kamikaze al rebelilor Houthi asupra capitalei Tel Aviv. Această operațiune a reprezentat o schimbare de tactică din partea rebelilor susținuți de Iran, care din octombrie 2023 încoace s-au concentrat aproape exclusiv pe atacarea navelor comerciale din Marea Roșie.